Mă duc să mă întâlnesc cu mama la Bruxelles. Abia aștept să o văd. A fost visul meu să locuiesc la Londra, dar pentru mama a fost un nou început, o nouă șansă. După ce și-a sacrificat viața ca să-mi împlinească visele mele, acum e rândul ei să se realizeze. Nu o să mai mergem acasă pentru multă vreme. Acasă, în România. Acolo unde am trăit atâta timp. Mi se pare acum un loc atât de îndepărtat și parcă totul s-a întâmplat într-o altă viață. Acum, nici nu mai știu unde este acasă. A fost ceva iminent, deși uneori părea o utopie, însă în special în ultimul an de liceu, deja număram zilele până când voi ajunge aici. Și de când am făcut demersurile ca să mă pregătesc pentru plecarea în Londra, a fost pur și simplu ca un carusel. Și încă nu s-a oprit. Nu mi-am imaginat că vom ajunge aici, dar mi-aș fi dorit să ajungem într-o țară ca Belgia, unde lucrurile sunt mult mai aranjate. Îmi place cultura franceză, îmi plac țările din jurul Franței și atunci țara asta este foarte adecvată pentru mine. Viața de aici e foarte diferită de balonul în care am trăit acasă, înconjurată de familia mea, care mi-a fost alături, oricând. Și fiind singură aici, este una dintre cele mai mari aventuri ale vieții mele. Însă încerc să învăț în fiecare zi și să iau tot ce e mai bun din ceea ce mă înconjoară și pur și simplu să cresc și să devin adultul care am sperat întotdeauna că voi ajunge. Nu este simplu să te adaptezi la viața și obiceiurile și cultura altor țări, dar pentru că sunt o persoană organizată și o persoană care știe să se adapteze regulilor, m-am ajustat și am reușit să mă adaptez. Dar nu este simplu pentru că sunt multe lucruri diferite față de ceea ce avem acasă în România. În urmă nu am lăsat nimic, mai degrabă așa am luat minte cei 7 ani de acasă, care este pur și simplu acea morală de bază pe care orice persoană ar trebui să o aibă. Să fii cinstit, să-i respecti pe adulți, să poți să faci diferența între bine și rău. Unii reușesc să aprecieze chestia, dar persoanele de vârsta mea tind să o numească naivitate și să profite de multe ori de ea, ceea ce e păcat. Multe amintiri. Când te gândești să pui viața într-o valiză, în urma ta rămân multe amintiri ale unor evenimente petrecute sau unei oameni care își vor aminti de tine într-un mod plăcut sau neplăcut. Însă toate acestea sunt niște amintiri care vor rămâne acolo unde le stă locul, adică în trecut. Acum privim spre viitor și trăim prezentul. E mai bine ca acasă. E clar diferit. Acasă pentru mine
înseamnă familie. În rest, aici am pur și simplu multe oportunități care nu sunt gratuite, din păcate. Ceea ce a dat naștere la actuala mea insomnie, pentru că sunt totdeauna îngrijorată de cum am grijă de bani. Însă, în principal, e mai bine. E mai bine. E exact cum mă așteptam, dar uneori mai rău. În mod normal, nicăieri nu e mai bine ca acasă. Dar aici sunt unele lucruri care sunt mai bune decât în România. În România erau unele lucruri care ne lipseau. Așa că aici este bine pentru că suntem cu toată familia împreună, avem un trai liniștit și fiind atât de ușor să călătorești în ziua de azi, nu mai e important exact unde stai. Important e să te simți bine în mediul în care trăiești și... Nu știu. Vom vedea. Nu știu. Ce va fi, va fi. Hello! My name is Bianca. Really? My little puppy. Lucky? Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't